Vreau să vorbim. Putem să vorbim? De ce n-ai vrea să dormi ca un geniu? O cameră singurătății nu este o povară sau un chin. Este o poveste. Adică ai tendința să te transformi în bufon pentru ceilalți ca să nu rămâi singur cu tine însuți. Să dormim! Acum! Unu! Adormi? Creatura aia... Care stătea lângă patul meu când era mic? Nu un pat! Gândiți-vă, dacă adormim într-un loc activ din casă... Capturez ca să întâlnesc, nu să omor. Eliminarea sentimentului de vinovăție! Yeah. Bine, ați dormit un pic cam mult. Cinci. Am pus ochii pe tine. Puteam să jur. Da, asta se întâmplă când ignori mesaje de la mintea ta. Apar problemele. Fug? Sau am fugit de mine însumi? Asta e o nebunie. Eu nu sunt pisică. Ființa mea lipsea. Să nu mai dați niciun semn să vă închideți ca într-o cochilie. Ne putem gândi un pic? Și n-avem codul. Să merg către ușă sau să mă așez pe canapea. Băgați pe chat, mulțumesc frumos!